Primul forum de afaceri româno-japonez, care a adus în țara noastră principalii actori ai inovării din România, a continuat la Cluj-Napoca. În cea de-a doua zi, organizatorii au pregătit o expoziție în cadrul căreia companiile private, dar și mai multe universități și-au prezentat proiectele. Evenimentele din cadrul forumului au reprezentat o oportunitate pentru companiile românești în domeniul inovației și digitalizării. Cea de-a doua zi a forumului de afaceri româno-japonez de la Cluj a inclus și un spațiu expozițional care a permis prezentarea mai multor companii din cele două țări. Reprezentăm producătorii japonezi de fotolii de masaj Fujiroki Shina, da? Aceștia sunt primii producători în lume care au creat un fotol de masaj. Aceste fotolii fac scanare coloanei vertebrale, scanarea poziției umerilor și au și inteligență artificială. Aceasta este aplicația iSemnal.ro. Este o aplicație dezvoltată în urma măsurătorilor pentru obligațiile operatorilor de telefonie mobilă de a acoperi teritoriul României în 98% din populație. În urma măsurătorilor, fiind milioane de măsurători, s-a dezvoltat această hartă pe care ulterior am pus-o la dispoziția publicului, este publică. Oricine poate intra și verifica în zona unde locuiește sau în zona unde vrea să călătorească ce nivel de semnal are. Se pot alege operatorii de telefonie mobilă și tehnologia pe care doriți să verificați dacă există semnal sau nu. We are here from Italy bringing our solution that are made thanks to the collaboration with Japan. We are also here to deepen our collaboration both of course with Japan but also with our Romanian colleagues. Am încercat să vedem care sunt punctele care ne unesc, dar și cele care ne despart și mai ales să înțelegem ce avem de învățat din modelul japonez, în care vedem foarte bine există foarte multă inovație, foarte multă excelență și colaborare cu mediul de business. Și cred că este o inițiativă binevenită, este o premieră altfel pentru România, nu doar pentru Cluj și un exemplu care ar trebui să fie urmat, cred că, la nivel național. Evenimentele din cadrul forumului au reprezentat o oportunitate pentru companiile românești în domeniul inovației și digitalizării. Este vitală, de fapt, inovarea înseamnă exact acest lucru, interacțiunea în acest triunghi de aur, mediul de afaceri, comunitatea de business, autoritățile publice, locale și centrale și mediul academic. Am văzut aici exact această interacțiune dusă la un alt nivel pe care nu l-anticipam, vă mărturisesc. Sunt atât de bucuros că am văzut în acest interval destul de limitat o interacțiune intelectuală și antreprenorială de cea mai bună calitate. Romanian Japanese Innovation Forum 2023 este un eveniment organizat în contextul parteneriatului strategic româno-japonez semnat pe 7 martie 2023 prin declarația comună semnată de președintele României și prim-ministrul Japoniei.